de an, în comuna Dâmbovița Năruncu, ciobanii se întâlnesc în luna septembrie la răvășitul oilor. Manifestarea ajunsă la cea de-a 28-a ediție a adunat și anul acesta zeci de păstori la poalele Laotei în Vârf Lain, care au venit din zonă cât și din județul Brașov să-și etaleze produsele timp de două zile. S-a dansat, s-a cântat ca pe vremuri, s-a mâncat buls și pastram. Sărbătoarea transhumanței din Dâmbovița au luat parte mii de turiști localnici, deopotrivă veniți din toate colțurile județului, dar și din împrejurim. Oficiile de gazdă au fost făcute de edilul Gheorghe Brebeanu și viceprimarul burlăcescu Petre Fănel. După cum se cunoaște, am ajuns la cea de-a 28-a festivitate răvășitoilor. Am căutat din an în an să atragem câți mai mulți turiști, să organizăm un târg cu produse animaliere pentru crescătorii de animale, să-i încurajăm, să-i sprijinim, să consumăm produsele noastre naturale, tradiționale, bune, să nu mai consumăm din afară ce este rău. Cu această ocazie dați-mi voie să declar deschisă festivitatea răvășituilor. Consider că și pentru dumneavoastră este un prilej de bucurie și satisfacție sufletească. Evenimentul s-a bucurat și de prezența deputaților Carmen Holban și Corneliu Ștefan, a președintelui Consiliului Județean Dâmbovița Alexandru Oprea, a primarilor de la Pietroșița, Buciumeni și Fien, consilierilor județeni, reprezentanților ambasadei Rusiei, Cubei și Venezuelei, subprefectului județului Argeș, Adrian Dumitru Bughiu. Dați-mi voie în primul rând să-l felicit pe domnul primar Gheorghe Brebeanu pentru că de ani de zile organizează această activitate aici la Runcu. A crescut an de an și asta este de natură să ne bucure. În al doilea rând vreau să vă asigur de tot sprijinul pe care Consiliul Județean Dâmbovița îl acordă nu numai primăriei Runcu, Consiliul Local Runcu. Ne pregătim și avem multe proiecte pe care le derulăm împreună. Există un sprijin constant și din partea Guvernului României și eu am ferma convingere că așa cum s-a întâmplat în acești ani și fața localității dumneavoastră s-a schimbat. Vă felicit, domnule primar, și salut reprezentanții ambasadei prezenți aici. Asta înseamnă că toți avem un interes aici pe dealul lui Inn. Eveniment care ne adună la 28-a ediție, eveniment prin care marcăm venitul oilor și culesul recoltelor și de asemenea toți comercianții care se adună și vin cu bunătăți în fața dumneavoastră, tocmai pentru a marca acest eveniment de toamnă extrem de important și mă bucur că nu numai dâmbovițenii sunt astăzi aici, ci și foarte mulți cetățeni din alte părți ale țării, tocmai pentru a cunoaște sărbătoarea de aici, din Dâmbovița. Hoy he pasado un día maravilloso. Azi a petrecut o zi foarte frumoasă. Hoy he sentido el calor rumano como no lo había sentido antes. Azi a simțit căldura românească ca niciodată. He conocido muchísimos productos hoy. Am cunoscut foarte multe produse românești. La miel, carne de oaie. Pero lo que me llama más la atención es la cultura y la organización de este bonito. Dar ce mai mult mă atrage foarte mult cultura românească și runca. Dați-mi voie să vă aduc un gând bun din partea instituției prefectului județul Argeș, pe care astăzi o reprezint aici și totodată dați-mi voie să vă mărturisesc că nu mă simt deloc un oaspete,
și chiar dacă sunt pentru prima dată aici, mă simt unul de-al locului și pentru că am filiații în județul nostru. Mama mea este născută în comuna Valea Mare de Dâmbovița, acolo unde am și o proprietate la care mă retrag spre Odihnă în fiecare sfârșit de săptămână atunci când timpul îmi permite. Așa cum vă spuneam, este prima dată când sunt aici în mijlocul dumneavoastră, dar cu siguranță nu și ultima dată și smulgând promisiunea domnului primar că mă va mai invita și cu alte ocazii, dați-mi voie să vă urez tuturor viață lungă și îndestulătoare. Doamne ajută! În vârf la in au răsunat acordurile multor cântece îndrăgite din folclorul românesc. Dacă eu fac bani, lume, dragă lume, nu poate dușmanii ură, lume, dragă lume. Păi cum o să uită tu, lume, dragă lume, ce să vă fac dușmani eu, mă iubește Dumnezeu. Păi știți doar să dușmaniți și te dați la ea primiți, ce să vă fac dușmani eu, mă iubește Dumnezeu. Păi știți doar să dușmăniți și ce dați la ea primiți. Pentru oieri, răvășitul oilor de la Runcu reprezintă sfârșitul anului pastoral și spun că părțile pozitive sunt mai pregnante decât neajunsurile la această concluzie, ajungând după propriile bilanțuri contabile.